Pacea Domnului și bine v-am găsit și în această seară și la începutul acestui sabat. Suntem bucuroși pentru că avem o ocazie așa de frumoasă și o ocazie în care putem să reîncepem sabatul și dorința noastră de a-L servi pe Dumnezeu și de a ne închina Lui în sabatul Său și în casa Sa de rugăciune. Sunt motive frumoase, nu știu cum sunteți dumneavoastră, dar eu personal simt că sabatul îmi dă putere. Sabatul îmi reface tot ceea ce s-a stricat în timpul săptămânii și puterea aceasta de refacere are posibilitatea de a reconstrui ceea ce am pierdut în timpul săptămânii. De asta sunt frumoase întâlnirile acestea, de asta sunt frumoase momentele în care ceea ce am pierdut putem să reînlocuim cu cuvântul Său, cu învățăturile Sale și cu prezența Sa. Așa că pentru cei care sunteți prezenți în seara aceasta, Domnul să vă binecuvânteze și să vă dea cuvânt, să vă dea puterea Duhului Său cel Sfânt, iar fiecare dintre cei care ne ascultă pe internet să aibă parte de binecuvântarea cuvântului Său. Știu că sunteți obosiți și știu că vineri seara este mai greu de prins anumite lucruri, dar eu mă rog la Duhul Sfânt să fac o experiență frumoasă și să ne ajute pe fiecare în parte să avem această capacitate de a prinde cu adevărat adevărurile frumoase pe care vreau să vi le spun în seara aceasta. V-ați rugat la început și m-am rugat și eu ca acest cuvânt să nu vină din partea mea, ci să vină ca un cuvânt pe care Dumnezeu l-a pus în mintea mea, numai potrivit pentru fiecare dintre noi și pentru nevoile noastre spirituale. Ați văzut că de foarte multe ori când se întâlnesc de obicei bărbații, de la o vreme încoace și mai ales în mediul acesta capitalist, fiecare dintre ei vorbesc despre ideile lor despre afaceri. Și care mai de care se găsește mai înțelept ca celălalt să-i spună cam cum ar trebui să facă o afacere ca să reușească. Cred că ați auzit de discuții de genul acesta. Dom'le, să-ți spun eu cam cum ar trebui să iasă lucrurile dacă ai pune în practică ceea ce-ți spun eu. Și discută fiecare dintre ei și care mai de care arată care este rețeta succesului când e vorba despre o afacere, când e vorba despre o investiție. În seara aceasta nu vreau să vă spun despre o investiție, dar vreau să vă spun despre o tranzacție, ca să folosesc un termen din acesta capitalist, despre o tranzacție care este cea mai dezavantajoasă din lumea aceasta, despre un schimb care nu poate să fie cântărit în cât de mult pierdem în momentul în care acceptăm să facem lucrul acesta. M-am gândit că cea mai dezavantajoasă tranzacție care există în viața unui om este să piardă ideea de veghere, ideea de a veghea, ideea de a fi în conexie completă cu Duhul lui Dumnezeu. Pentru că, ca și idee generală, toți dintre noi suntem păcătoși și toți dintre noi păcătuim, da? Și problema în sine nu se pune în a nu mai păcătui, deși și acesta este un deziderat care se va împlini în momentul în care Domnul Hristos va deveni atât de prins cu noi încât caracterul Său va fi oglindit, așa cum spune și sora White. Pornind de la acest lucru, cel mai de preț lucru pe care Dumnezeu ni l-a dat este comunicarea cu El, ideea de veghere, ideea de a fi treaz, ideea de a nu dormi, ideea de a nu cădea într-o stare din aceasta de somnolență și de pierdere a ceea ce înseamnă imaginea divină. Pentru că de șapte ori, cum spune textul? De șapte ori cade și se ridică, nu? Ideea este că în sine că el revine la forma de veghere și la ideea de a fi în conectare, în conexie directă cu Dumnezeu. Își revine și iar se întoarce și se întâmplă că iar cade și iar se întoarce la Dumnezeu. Și Dumnezeu apreciază foarte mult lucrul acesta. Deci dacă este pe imagine scripturistică cea mai dezavantajoasă pierdere a unui om pe lumea aceasta este să piardă ideea de veghere, ideea de a fi în legătură cu Tatăl, ideea de a spune: Tată, vreau ca Tu să fii în inima mea și vreau ca Tu să mă conduci. Chiar după ce ai pierdut, chiar după ce l-ai uitat ani de zile. Este o lucrare a Duhului Sfânt și de obicei oamenii care suferă cei mai mult sunt oamenii care pierd ideea de veghere și ideea de a se reconecta cu Dumnezeul lor. Oamenii nefericiți din lumea aceasta, oamenii care nu au răspuns la problemele lor, oamenii care suferă de o depresie din aceasta în care se pare că nu mai există ieșire pentru ei, sunt oamenii care la un moment dat nu mai văd sensul de a fi veghetor și de a fi în relație cu Dumnezeu. Deci pierd relația aceasta.
Nu mai iau în sine, nu mai văd motivație, nu mai văd valoare, nu mai văd absolut nimic. Și este foarte important să realizezi că Dumnezeu te susține și că El este avocatul tău. Ați trecut vreodată prin experiență în care dumneavoastră ați avut nevoie să fiți susținuți de cineva? Ați trecut, nu? Bănuiesc că, ca și în experiența mea personală, v-ați simțit foarte bine când ați avut oameni care v-au susținut. V-ați simțit bine, nu? Ajutați-mă ca să pot să colaborăm și să nu vă pierd. V-ați simțit bine în momentul în care oamenii v-au susținut, nu? Și cred că este un lucru frumos și cred că este un lucru care dezvoltă în mod natural ceea ce Dumnezeu a pus în noi, dorința aceasta de a colabora și de a ne face să avem părtășia aceasta frumoasă, nu numai sub aspectul unui salut pe care îl dai la biserică sau unui telefon pe care îl dai în timpul săptămânii, ci în mod practic să te ajute cineva în momente din acestea. Gândiți-vă că și Domnul Hristos a avut nevoie de susținere, nu? A avut nevoie de susținere. Zici, Doamne, Fiul lui Dumnezeu chiar așa îi trebuia să fie susținut de niște bieți pământeni, de niște pescari? Și totuși în Ghețeman, Domnul Hristos se roagă de ucenici să-L susțină. Acolo este o implorare directă a Fiului Dumnezeu care le spune, vă rog frumos să vegheați împreună cu mine. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, se roagă de niște ucenici, de niște pământeni, să vegheze împreună cu El. Natura umană a Domnului Hristos cere ajutorul acesta. Ce să spun eu? Ce să spun eu? Un suflet simplu, un suflet pierdut, un suflet păcătos, de cât de bine se simte în momentul în care este ajutat de cineva. Mai frumos este să fii ajutat în lucrurile bune pe care le faci. Și să nu vă băbucurați niciodată în viața dumneavoastră când oamenii vă susțin în lucrurile rele pe care le faceți. Să nu vă bucurați niciodată de lucrul acesta. Să știți că nu totul este să fii susținut, ci în ceea ce ești susținut. Nu este de la Dumnezeu în momentul în care ești susținut într-un lucru rău pe care îl faci. Și chiar apreciezi prietenirea celuilalt și spui, uite, domnule, omul ăsta m-a ajutat. Să ne ajute Domnul să ne ferească de a ne bucura de oamenii care ne ajută în lucrurile rele pe care le facem, care ne susțin în planurile noastre care nu l-au în centru pe Dumnezeul nostru. Aia nu ne sunt prieteni adevărați. Pentru că Biblia ne spune că oamenii care, într-adevăr, au o relație cu Dumnezeu, ne vor trezi și ne vor spune despre lucrul acesta. Din cauza că țin la tine, n-am să te susțin în ceea ce faci. Din cauza că vreau prea mult să te ajut, n-am să te susțin niciodată în ceea ce faci. Nu pentru că am ceva cu tine, ci pentru că ceea ce susții vine în contradicție cu Dumnezeu. Oamenii au răsturnat lucrul acesta și astăzi dovezile de prietenie se leagă prin faptul că nu întrebi, că nu te bagi și că susții necondiționat, indiferent de ceea ce se întâmplă. Dar în imaginea Scripturii, susținerea prietenilor și a oamenilor vine raportat tot la cuvântul lui Dumnezeu. Tot la cuvântul lui Dumnezeu. Te bucuri în momentul în care ești ajutat și e mai frumos când oameni de bine, ne ajută în locul acesta. Sunt oameni care ne țin partea pentru că ei știu că reprezintă partea lui Dumnezeu, nu pentru că au o formă subiectivă de a susține pe cineva. E frumos lucrul acesta. Ceea ce în Scriptură știți ce înseamnă? Înseamnă mijlocire. Asta înseamnă mijlocire, nu? Când prorocii mijloceau, ce făceau ei de fapt? Ce înseamnă în un sinonim al mijlocirii? Cam care ar fi? Că împreună simțire, reprezentant al oamenilor, al păcătoșilor, în relația cu Dumnezeu. Puteți să-mi dați exemple de câțiva mijlocitori din Scriptură? De oameni care au mijlocit. Haideți, sigur. Daniel a mijlocit pentru poporul său, a mijlocit și ați văzut cum se ruga Daniel și spunea, Doamne, noi care am păcătuit, noi care am făcut. Și într-adevăr, Daniel, prin exemplul său, am putea să spunem că era un sfânt, nu? Și totuși se încadra împreună cu toți păcătoșii și recunoștea căderea poporului Israel. Alți oameni care au mijlocit. Samuel se roagă și mijlocește pentru popor. Altcineva. Moise, nu? Am auzit bine, da? Altcineva. Mai spuneți-mi că sunt mulți din proroci care au mijlocit. Avram, vă amintiți ce formă de mijlocire are Avram, că la un moment dat negociază cu Dumnezeu
în scădere de câte 5 oameni ca să ajungă la o dorință de ca nu cumva să moară cel neprihănit împreună cu cel nelegiuit. Multe exemple. Domnul Iisus Hristos este clar un exemplu care este exemplul suprem, care în mod activ se întâmplă cu mine și cu dumneavoastră în aceste momente. Dar vedeți că Iov, vă amintiți că mijlocește pentru prietenii lui. La un moment dat rugăciunea prietenilor lui Iov nu mai este ascultată decât în momentul în care Iov vine și mijlocește. Dar vreau să vă aduc în seara aceasta exemplu de mijlocire a unui om pe care nu mi l-ați spus. Eu tot mai vreau să mai spuneți, dar până prezent nu mi l-ați spus pe ăla care vreau să vi-l aduc eu în seara aceasta. Dacă nu vreți să vă mai aștept, îi dăm drumul și vă spun la care mă gândesc eu în seara asta să vi-l aduc în fața dumneavoastră. Ați auzit cu toții despre Amos, nu? Ei, vreau să vă arăt în seara aceasta cum a mijlocit omul acesta și vreau să vă arăt susținerea de care a avut parte. Vreau să vă arăt implicația pe care omul acesta a avut-o în istoria aceasta din Vechiul Testament și implicațiile pe care putem să le învățăm noi astăzi. O situație mai strictă, o situație în care Dumnezeu arată cu degetul lui drept, nu cu degetul lui strâmb, pentru că așa este forma lui Dumnezeu. Și vreau să vă arăt cam cum se desfășoară lucrul acesta. Deschideți cu mine la Amos, la capitolul 7, și să citim împreună câteva versete pentru a ne așeza în această seară pe această imagine. Câte ceva despre Amos. Era Amos un proroc din acesta școlit pe la școlile prorocilor cumva? Ce știți despre el din Scriptură? Cu ce se ocupa Amos? Era păstor și mai culegea ceva. Ce culegea? Culegea smochine. Vă amintiți că la un moment dat are și o formă din aceasta în care este chemat pur și simplu de la lucrul lui. Nu a făcut școală, nu a studiat la Institutul Teologic din România sau din Statele Unite, nu a făcut o școală de proroci, n-a avut diplomă și nu știu cum i-aș alege Dumnezeu, că de multe ori alege oameni din aceștia de ai săi și îi alege fără diplomă, îi alege fără școală, îi alege de pe la muncă, îi alege de la faptul că sunt păstori, de la faptul că sunt oameni simpli și le spune, uite, pe tine vreau să te aduc, să aduci mesajul acesta la oameni. Și te întreb, Doamne, dar nu-ți dai seama că pierzi foarte mulți dintre cei care te vor asculta? Cum să te asculte împărații, tu un păstor sau un culegător de smochine? Eu înțeleg că ești proroc, dar îți pierzi pentru că nu ai greutatea renumelui tău, a școlilor tale care să te susțină. Și nu știu cum face că Dumnezeu a ales lucrurile slabe ca să le facă de rușine pe cele tare. Și haideți să o luăm cu începutul. Spune așa la 7 cu versetul 1. Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Iată, făcea niște lăcuste în clipa când începea să crească otava. Era otava după cositul împăratului. Când vă amintiți că spune că în clipa când începea să crească otava, când crește otava, cei care știți? Toamna. Și este prima recoltă. Deci este iarba cea mai proaspătă, cea mai bună, da? Este partea aceasta cu otava. Și se întâmpla după cositul împăratului, pentru că în timpurile trecute împăratul avea ceea ce le-a spus de mult Samuel, parte din pământurile oamenilor și cele mai bune reveneau cui? Împăratul. Și împăratul întâi își lua tot ceea ce era nevoie, trecea starea aceasta și urma să crească a doua iarbă, nu? După ce o cosești pe prima și iese otava cea bună, cei care vă pricepeți și cunoașteți, iese a doua iarbă, care nu mai este așa de bună la calitate ca cealaltă. Și în general asta era o folosită și dată ca ofertă din bunăvoința împăratului pentru cine? Pentru săraci. Oameni, și când să fie forma aceasta pentru împărat, pentru săraci, și când să aibă și cei săraci, că parcă așa se întâmplă, că uite, cei săraci, cei credincioși, cei care au mai multe probleme, nu duc lipsă de probleme. Câteodată mă uit și în țara noastră, mă uit la știri și
Câteodată mă întreb în dorința mea de a înțelege lucrurile acestea cu privire la ceea ce se întâmplă în lumea aceasta, cu privire la suferință, și zic, Doamne, cum de li se întâmplă la oameni simpli, oameni care muncesc din munca câmpului, se întrețin și ei așa cum pot, că tot pe ei bate grindina, tot pe ei, tot la ei suflă vântul, tot la ei sunt inundațiile. Cum se face, Doamne, că la ei sunt cele mai scăzute temperaturi, că la ei se întâmplă să aibă tot felul de probleme? Cred că sunteți conștienți de ceea ce vă spun. Și m-am întrebat și eu. Și în același timp realizez că Satana nu le place de oameni care își văd de treaba lor, de oameni simpli și sinceri. Și normal că o să-i lovească cu mai mare putere. Și dacă se întâmplă chiar să fie un sat din acesta în care majoritatea oamenilor sunt creștini, sau să dea Domnul să fie adventiști, ați văzut cum zic oamenii? Că i-a bătut Dumnezeu, nu din cauza, nu degeaba li s-a bătut asupra lor toate problemele acestea. Dar ei nu văd lucrurile din perspectiva celui rău care încearcă să-i distrugă de fapt și la un moment dat să-și ridice mâna împotriva lui Dumnezeu și să spună, Doamne, noi te servim, noi te urmăm, noi suntem sărași și tot nouă ni se întâmplă lucrurile acestea? Dar noi care înțelegem lucrurile acestea vrem să ne bucurăm de Dumnezeul nostru. Deci era vorba despre trimiterea unor lăcuste. Și după ce au mâncat ele cu desăvârșire toată iarba din țară, am zis, și aici intervine mijlocirea lui Amos. Deci vorbim despre niște lăcuste și știți ce înseamnă în cultura Scripturii și în ceea ce însemna faptul că oamenii se întrețineau din această agricultură, ce însemna apariția lăcustelor, nu? Și zice profetul nostru, Doamne Dumnezeule, iartă, nu? Și o să vă întreb, dar de ce trebuia să se roage profetul despre iertare când era vorba despre agricultură? De ce să strigi la Dumnezeu, iartă, când e vorba despre niște lăcuste care invadează cultura de grâu sau de spice pe care ai avut-o? De ce, Doamne Dumnezeu, iartă? De ce? Și mai mult decât pedeapsă, fraților, marea noastră problemă, oricare problemă din viața noastră, nu se leagă de nimic altceva. Noi o categorisim în viața noastră și, în general, când îl dăm deoparte pe Dumnezeu, spunem asta e agricultură, asta e industrie, asta e cutare, asta e politică. Dar, de fapt, toate lucrurile din viața noastră au legătură cu un singur lucru, ceea ce v-am spus la început, cu Dumnezeu. În momentul în care se întâmplă ceva, oamenii au pierdut vegherea. Când doi parteneri, soț și soție, nu se mai înțeleg, unul sau amândoi l-au pierdut pe Dumnezeu. De acord? Când în biserică frații nu mai se înțeleg, problema este că la un moment dat Satana îi acaparează și strânge un grup a oamenilor care l-au pierdut pe Dumnezeu. Când o țară întreagă îl reneagă pe Dumnezeu, Satana a câștigat mai multe suflete și a acaparat pe toți oamenii sub standardul unui singur gând. Nu mai avem nevoie de Dumnezeu. Au strigat oamenii în revoluție, au strigat oamenii în război, au ars scripturile în timpul în care oamenii zic că a fost mediul întunecat. Nu degeaba s-a numit evul întunecat. Pentru că la un moment dat oamenii au aruncat lumina la foc. Nu le-a mai trebuit. Nu avem nevoie de Dumnezeu. Și au vrut ei să facă săptămâna lor de 10 zile, au vrut ei să facă tot felul de forme în care să arate ei că au nevoie numai de rațiune ca să se conducă în relația lor cu Dumnezeu. Și se roagă prorocul nostru și spune, Doamne, iartă, nu trimite lăcusta, Doamne. Doamne, este iarba care a rămas pentru săraci, este iarba pe care Tu ai lăsat-o, Doamne, și din bunăvoința Ta te rugăm să ne ierți. Și intervine prorocul nostru ca și Moise, nu? Vă amintiți când mijlocea Moise? Cum spune la un moment dat Moise? Zice, Doamne, mai bine? Șterge-o pe mine. Nu așa sună și la Amos în felul acesta? Doamne Dumnezeule, iartă, cum ar putea să stă Iacov în picioare? Căci este așa de slab. Așa este, fraților. Cum am putea să stăm în picioare de multe ori prin problemele care le avem în viața noastră? Încercăm să ne ajutăm, încercăm și ne bucurăm de sprijinul oamenilor, că vă spuneam că la început ne bucurăm de faptul că oamenii de bine ne ajută și nu ne ajută în lucrurile rele, ci ne ajută în lucrurile bune. Dar, fraților, suntem slabi. Încercăm să învățăm pe alții, încercăm să strigăm și să spunem, dar noi recunoaștem că suntem slabi și că nu putem să stăm în picioare de cele mai multe ori. Prin Duhul lui Dumnezeu putem să-i mulțumim că stăm în picioare. Așa face și Amos. Se uită la poporul acela și zice, Doamne, nu trimite lăcusta. Cum ar putea să stă Iacov în picioare? Că este așa de slab.
Atunci Domnul s-a căit de lucrul acesta și Domnul a zis, nu se va întâmpla una ca aceasta, a zis Domnul. Frumos, nu? Și nu de parcă Domnul la un moment dat este adus pe linia de plutire de câte un proroc din acesta care înțelege ce se întâmplă, ci e vorba despre dragostea de Dumnezeu care așteaptă strigătul unui om. V-am spus, ideea de veghere. Tu nu-i schimbi felul de gândire a lui Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este atotputernic și atotcunoscător și Dumnezeu știe exact ce trebuie. Dar Dumnezeu abia așteaptă să intervine în viața ta, numai să mijlocești, numai să vrei, numai să-L cauți, numai să întinzi mâna, numai să-și dorești lucrul acesta. Și Dumnezeu spune că, ok, m-am căit, n-am să mai las să se întâmple una cu tine, un lucru de acest gen cu tine. Așa este Dumnezeul nostru. Și continuă mai departe și zice, Domnul Dumnezeu mi-a trimis vedenia aceasta. Deci trecem la vedenia numărul 2. Iată, Domnul Dumnezeu vestea pedeapsa prin foc și focul mânca adâncul cel mare și apucase și câmpia. În California, cât am stat 6 ani de zile, am văzut de foarte multe ori pe lângă freeway, în moment care treceam și pe la televizor și în zonele care eram, mare de foc. Știți ce înseamnă mare de foc? Dealurile din localitățile în care stăteau luau foc, pur și simplu. Am văzut păduri arse complet și zile întregi în care pompierii au aruncat apă cu miile de galoane ca să potolească focul, pentru că nu puteau să-l țină pur și simplu. Cu puțină bătaie de vânt se întindea extraordinar ideea de foc. Și uite că Dumnezeu spune, din cauza nelegiuirilor voastre, am să vin cu un foc mare care va mânca și adâncul. Ne este greu să vorbim despre un Dumnezeu care la un moment dat vorbește despre consecințele și despre urmările păcatelor noastre și vorbește despre faptul că trimite lăcuste. Și intervine un proroc și spune, Doamne, dar cum ar putea, Doamne, să stai, că suntem așa de slabi? După aceea Domnul spune, am să trimit un foc mare care va mânca și adâncul, spune. Și iarăși intervine Amos. Ascultați cât de frumos. Zice, atunci eu am zis, Doamne Dumnezeule, oprește! Cum ar putea să stea în picioare Iacov, căci este așa de slab? Atunci Domnul s-a căiat și de lucrul acesta. Niciuna ca aceasta nu se va întâmpla, a zis Domnul Dumnezeu. A doua oară se căiește Domnul. Deci prima oară am vorbit despre lăcuste și Amos intervine. După asta vorbim despre un foc cel mare și Amos intervine. Și apoi urmează al treilea lucru. El mi-a trimis vedenia aceasta și a zis, iată, Domnul stă pe un zid făcut la cumpănă și avea o cumpănă în mână. Cei care lucrați în construcții, cât de importantă este, fraților, cumpăna? Foarte importantă, nu? Cu ea se începe o lucrare, știți că se punea în trecut un fir așa cu o greutate la capăt, cu ea se începe o construcție a unei baze și așa mai departe, începi cu astfel de cumpănă. Și Dumnezeu le spune, uitați care e problema, datorită faptului că ați avut un proroc care a mijlocit pentru voi, datorită faptului că ați avut oameni care v-au susținut în problemele voastre, dar voi tot nu vă întoarceți, voi tot nu vă schimbați. Și știți cum este? Am să vă calculez pe fiecare în parte și dacă tu crezi despre tine că stai bine, ia seama să nu caz. Fraților, cum suntem noi în fața cumpenei lui Dumnezeu? Fiecare vineri seara când veniți la biserică, fiecare apariție în care veniți la ora de rugăciune, fiecare apariție pe care o aveți la serviciul divin de la 11 și după amiază, sunt încercări oficiale a lui Dumnezeu de a vă pune cumpăna în viața mea și a dumneavoastră. Dumnezeu vă pune cumpăna și nu El, ci cuvântul Său, care este una cu El însuși, ne verifică și ne spune, suntem mai strâmbi? Ne îndreptăm? Suntem mai rău ca înainte? Când ne pune Dumnezeu cumpăna și ne pune El dreptarul, cum suntem, fraților? Cum vă simțiți? Cum ne simțim? Cum mă simt eu când aduc în spatele meu ani de zile de mers la biserică? Sau mai puțini? Dar fiecare an a fost ca o încercare a unui constructor de a-și remedia lucrarea, că sunteți foarte mulți care lucrați în domeniul construcțiilor. Ani de zile să lucrezi la aceeași construcție, ani de zile și vii din nou cu cumpăna și explici omului care lucrează acolo, măi omule, trebuie să faci zidul ăsta cum? Câteva grade mai încolo și vezi că e strâmb. Ani de zile vine Dumnezeu și ne pune cumpăna ca să vedem ce se întâmplă cu noi. Și totuși, zidurile sunt strâmbe, pereții n-au ferestre și nu intră lumina și acoperiș n-avem și ne plouă în casă și vin tot felul de învățături
Și la un moment dat ne trezim că în momentul în care bate peste noi câte un vânt mai puternic, că nu știm unde să ne adăpostim, pentru că n-am învățat despre efectele frumoase ale faptului că Dumnezeu ne pune o cumpănă în viața noastră. Asta e cumpăna. În fiecare dimineață trebuie să o pui. Că tare mai avem tendința asta de a merge exact spre lucrurile strâmbe. Exact de a merge spre ceea ce e rău, pentru că din fire suntem niște constructori care nu știm să construim. Și ne trebuie o cumpănă. O cumpănă cerească. Nu te bucura de faptul că o să vină câțiva dintre constructori și o să spune: nu te uita la lucrurile astea, că uite ce bine, uite mă uit eu așa cu ochiul. Uite ce dreaptă e lucrul acesta. Ați încercat vreodată să vă uitați așa cu ochiul, un ochi închis și să vă uitați la un zid, nu? Și părea că este bun, nu? Cei care lucrați în construcții. Și când a spus cumpăna, era strâmbul, luase zidul un metru mai deoparte. Și Dumnezeu spune: am să pun cumpăna aceasta. Am să văd ce se întâmplă. Și zice: el mi-a trimis vedenia aceasta, iată, Domnul stătea pe un zid făcut la cumpănă și avea o cumpănă în mână. Deci zidul era făcut la cumpănă și zidul și avea și el o cumpănă în mână. Și Domnul mi-a zis: ce vezi, Amos? Și eu am răspuns: o cumpănă. Și Domnul mi-a zis: iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului meu Israel și ce spune? Nu-l voi mai ierta? De ce, fraților? Că nu e bun Dumnezeu? De ce spune Dumnezeu că nu-l voi mai ierta? Pentru că Dumnezeu știa, știți, la un moment dat erau cazuri în Scriptură unde Dumnezeu spunea: lasă-l, că nu mai ai ce să mai faci cu el. Dumnezeu spune: ok, am ascultat. Am ascultat mijlocirea oamenilor credincioși din Scriptură. Ne uimim poate când auzim câte un om simplu, câte o femeie bătrână sau câte un frate care nu știe să se exprime bine, că face câte o rugăciune. Vi se pare puțin când se roagă un om credincios? Știți că este cea mai mare forță pe care poate să aibă un om? Un om credincios în rugăciune este cel mai puternic om. Și când în Scriptură vine un om simplu sau în biserica noastră, să nu vi se pară niciodată ca un lucru simplu că omul acela strigă la Dumnezeu. Poate că Dumnezeu, prin mijlocirea lui simplă și pe care n-ai apreciat-o, poate că te-a scăpat de lăcustele care avea să-ți mănânce toată agricultura ta. Sau poate că Dumnezeu te-a scăpat de un foc enorm din viața ta prin faptul că cineva și-a amintit despre tine și a mijlocit pentru tine rugăciune. Vi se pare prea mult lucrul acesta? Câte mame și-au salvat copii în rugăciune? Câte mame și-au salvat copii în rugăciune pentru că ele n-au contenit să se oprească vreodată și să se gândească măcar că responsabilitatea aceasta va înceta la 18 ani când el este major sau ea este major. De câte ori? De câte ori Dumnezeu a ascultat glasurile celor care de multe ori poate că nici nu-i băgăm în seamă. Și zice, Domnul a zis: iată, voi pune cumpăna în mijlocul poporului meu și nu-l voi mai ierta. Și înălțimile lui Isaac vor fi pustite, sfintele locașului lui Israel vor fi dărâmate. Mă voi ridica împotriva casei lui Ieroboam cu sabia și voi face toate lucrurile acestea. Voi face lucrurile acestea. Și acum v-am prezentat imaginea de mijlocire a lui Amos. Vă amintiți că a venit lăcustele și s-a rugat la Dumnezeu și a iertat. După aceea a venit focul și Dumnezeu a intervenit și l-a ascultat. Și acum Dumnezeu am să pun câmpăna pentru că nu se mai poate. Deci a făcut bine omul acesta sau nu? A făcut enorm de mult. A intervenit cu toată inima să facă lucrul acesta. Poate că cel mai greu lucru pe lumea aceasta este să faci un bine la cineva și să fii răsplătit cu rău. Eu v-am întrebat la început dacă vă bucurați în momentul în care vă susține cineva, dar vreau să vă întreb, vi s-a întâmplat să susțineți pe cineva cu toată inima și să vă răsplătească cu rău? Vi s-a întâmplat și lucrul acesta? Vi s-a întâmplat, nu? Să faci un lucru bun, să-i dai omul ăla ce postul mai bun. Poate că dacă e vorba de o persoană cu care ți-ai împărtățit viața, să-i dai cei mai buni ani din tinerețe. Să-i dai atenția ta, să-i dai dragostea ta. Să fii părăsit de
soțul tău sau de soția ta, să fii părăsit de prietenii tăi, să fii părăsit de oamenii de aproape pe care ai considerat tu. Pierde din acestea grele, fraților, nu faptul că am investit undeva și mi-am pierdut o anumită sumă de bani. Și eu vorbesc de pierderi serioase și grele pe care Scriptura le cântărește în cântarul cerului și în cumpăna aceea care noi nu știm să o cumpărăm. Noi nu știm cât pierdem. Nu știm cât de mult ne se deteriorează sistemul nervos, nu știm cât de grea ne este încercată inima, nu știm cât de slăbănogi devenim în momentul în care suferim pierderile acestea. Unul singur ne poate reface în forma aceasta. Și se întâmplă că de cele mai multe ori, noi creștinii suntem învățați că dacă vrei să te raportezi în momentul în care ai probleme de acestea, trebuie să te raportezi doar la Dumnezeu, fraților. Vă rog din toată inima să nu vă propuneți niciodată să spuneți de azi înainte, eu nu mai ajut pe nimeni, pentru că pe toți pe care i-am ajutat, sau pe majoritatea pe care i-am ajutat, mi-au întors înapoi rău, binele pe care l-am făcut cu un rău și mai mare. Vă rog din toată inima să nu faceți lucrul acesta, pentru că dumneavoastră vă raportați la cer, vă raportați la Dumnezeu și El este Cel care va aprecia ceea ce ai făcut. Ceea ce pare că tu ai pierdut, ceea ce pare că tu ai investit, ceea ce pare că tu ai lăsat de la tine și nu zice nimeni că n-ai lăsat. Cine sunt eu să compar ceea ce ai pierdut? Dar pot să spun din toată inima că este unul care cântărește fiecare sinapsă din creier care ți s-a spart de fiecare dată când te-ai supărat și ai suferit. Fiecare lucru pe care l-ai făcut din toată inima și l-ai cântărit cu dragoste și prețuire pentru cel de lângă tine, tu pare că nimeni nu ți l-a cântărit, dar este cineva care le cântărește și știe și privește la ceea ce a făcut sufletul tău. De ce spun lucrul acesta? Pentru că vreau să vă arăt reacția oamenilor în momentul în care un om le-a scăpat viața, le-a dat să mănânce, că dacă loveau lăcusta, ați văzut ce se întâmpla în trecut când era vorba despre o recoltă, i-a scăpat de foc, s-a rugat la Dumnezeu să ierte, mai mult de atâta ce mai vreți. Este ca și cum ați avea un pastor în biserică și biserica ar merge rău. Și pastorul acesta este un pastor credincios și un pastor pe care Dumnezeu îl privește cu drag, pentru că este un servitor umil. Și de cele mai multe ori simte și el din povara păcatului care stă deasupra bisericii pe care o are în față, că nu este ușor. Și simte, mai bine ca oricine poate, despre povara faptului că 50 de oameni, 50 de probleme, 50 de oameni, 50 de ispite, 50 de oameni, 50 de feluri de a vedea lucrurile și problemele și toate se lovesc la el și toată lumea vrea să le rezolve el. Și câteodată nu are răspuns la toate că e doar un om, dar se îndreaptă către cel care are răspunsul și Dumnezeu spune, uite, am hotărât că biserica asta trebuie să primească o lecție. Și se duce pastorul nostru și zice, Doamne, dar cum, Doamne, că așa sunt slabi, abia se țin pe picioarele lor, Doamne, te rog să nu faci lucrul acesta cu biserica aceasta. Și după aceea Dumnezeu spune, am să pregătesc un foc mare pentru biserica aceasta. Și pastorul nostru noaptea în rugăciune și spune, Doamne, dar te rog, ești atât de slab, nu cumva vrei să-ți întorci din pedeapsa care ai pregătit-o. Și Dumnezeu spune, ok, am să mă căiesc datorită mijlocirii pe care ai făcut-o tu. Și după aceea Domnul spune, dar totuși trebuie să înțeleagă și să fie responsabil că la un moment dat am să pun o cumpănă în viața lor și am să trag linie să văd ce e cu viața lor. E strâmbă? E spre îndreptare? E mai strâmbă? Ce se întâmplă cu ei? Ei, un astfel de pastor poate să fie exemplul nostru în această seară ca să înțelegem mai bine ceea ce a fost Amos pentru poporul Israel. Și haideți să vedem reacția. Reacția este una uimitoare. Atunci Amația, cine e Amația? Preotul din Betel a trimis să-i spune lui Ieroboam, împăratul Israel. Uite că marele preot s-a gândit să l-a auzit ce a spus săracul proroc și săracul pastor din biserică. Și a venit unul care era în charge acolo, era cel mai mare, era pastorul din Betel. Era marele preot care se ocupa cu întreaga închinare la viței și la astartei și la tot felul de Dumnezei de căzut și la tot felul de animale care n-aveau ce să caute în templul lui Dumnezeu. S-a simțit lezat de ceea ce a făcut Amos. Și la un moment dat spune că a trimis să-i spună împăratului și zice, Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui. Măi, oameni buni, dumneavoastră sunteți atenți la ce vă spun eu? Amos se roagă pentru ca să nu-i lovească lăcustele, să nu-i lovească focul lui Dumnezeu, să aibă grijă de Dumnezeu că sunt slabi și vine marele preot cu raportul pe care omul ăsta îl face în biserică, cu raportul pe care omul îl face din toată inima. El se roagă pentru mine și pentru tine.
Amos sau pastorul și la un moment dat vine unul cu raportul și spune: domnule, biserica asta nu poate să-l mai suporte pe pastorul acesta, că numai rău face omul ăsta, numai de rău face. Cum e posibil, fraților? Cum e posibil ca un om să se roage pentru tine, să te salveze Domnul? Îți dă mai mult decât casa lui, îți dă mai mult decât anii lui, se roagă pentru mântuirea ta și pentru un lucru veșnic și totuși apare cineva care o să spună despre tine că tu n-ai ce căuta în biserica aceasta. Că mai bine să termin cu uneltirile acestea. Cum v-ați simți? Cum v-ați simți dacă dumneavoastră ați fi cei care mijlociți pentru familia dumneavoastră, mijlociți pentru biserica dumneavoastră, mijlociți pentru copilul dumneavoastră? Și vine unul la un moment dat și spune că termină, domnule, cu lucrarea asta, că asta e o lucrare care uneltește și de fapt tu ai ceva ascuns aici. Avea ceva ascuns Amos, încerca el să preia puterea sau ceva. De unde a venit raportul acesta în gura lui Amația către împăratul Ieroboam? Spuneți-mi și mie, de unde? Cum poți? Și vă întreb pe dumneavoastră, cum puteți să depășiți problemele în momentul în care faceți un lucru bun, faceți din toată inima ceva pentru cineva și vine cineva și spune: a, acolo este vreun interes la mijloc, omul ăsta nu te-a ajutat degeaba. Cred că a vrut să te formeze, ca să te aibă în grupa lui din biserică, să te câștige de partea lui. Nu ți-a făcut el bine degeaba, nu te-a primit el în casă degeaba. Trebuie să-și câștige oameni pentru fiecare lucru. Și apar oameni care fac din toată inima, nici măcar nu le trece prin cap lucrul acesta. Și uite că sunt rapoarte din acestea false și mincinoase, care sunt de la Satan. Și zice: Amos uneltește împotriva ta. Amos uneltește împotriva ta. Despre ce uneltire? Ce a făcut? Ce a făcut Amos? Mi-amintesc de multe experiențe, chiar când eram la Institutul Teologic din București, fratele Peicu, care mi-a fost capelan, ne povestea despre multele încercări pe care le-a avut cu securitatea și cât de grea era viața de credință în timpul comunismului și ne spunea că la un moment dat frații din biserică nu mai purtau nume, erau numerotați, se numea sursa 24, sursa 25, pentru că sursele trebuia să dea un raport scris. Și ei nu mai aveau nume, erau niște cantități care erau cântărite în mod matematic, sursa 24, sursa 25, și le spunea, subsemnatul sursa 25, vreau să vă spun despre sursa 37. Astăzi s-a suit la amvon și a destabilizat biserica și a încercat să uneltească împotriva sistemului comunism. Și el săracul se roagă la Dumnezeu și spune: Doamne, te rog din toată inima, coboară tu cu pacea ta peste țara aceasta și ajută tu conducătorii și dă-le tu lumină și pace. Și venea raportul de la sursa 24 despre destabilizarea și despre uneltirea pe care o făceau pastorii în biserică. Așa s-a întâmplat cu Amos. El se ruga pentru copiii săi, se ruga pentru poporul său și venise oameni cu tot felul de lucruri. Dar de ce nu i-ai spus tu Amația despre faptul: măi împărate, este un proroc atât de simplu care culege smochine și care iese de la oi și s-a rugat la Dumnezeu și a scăpat de lăcuste. Măi împărate, vreau să-ți spun că avem un proroc aici în țara noastră care s-a rugat la Dumnezeu să nu cumva să ne lovească focul sau uraganul sau cutremurile în California sau ce vreți dumneavoastră în California, cea mai departe, în toate locurile câte o problemă și câte un Amos care se roagă. Dar de fiecare dată când este câte un Amos, o să fie și câte un Amația, fraților. O să fie câte unul care o să destabilizeze și o să spună despre tine că ceea ce faci, o să-i pună cuvintele în gură Satana și o să spună: cu tare, pastor? Să-ți spun eu despre el. Am auzit nenumărate experiențe de oameni și de pastori deosebiți care fac o lucrare deosebită și s-a găsit câte unul să spună: ai să-ți spun eu cine e pastor, că eu îl cunosc. El a făcut multe și ascunde multe lucruri cu privire la viața lui, cu privire la trecutul lui. Chiar n-ați auzit de nimeni care să facă așa ceva? Oameni deosebiți. De ce, Doamne? De ce se întâmplă lucrul acesta? De ce se întâmplă tot timpul? Ce frumos i-ar fi stat preotului nostru să fi spus: măi, oameni buni, ce proroc minunat avem, haideți să venim cu toții la rugăciune, că uite, avem noi experiența celor din Ninive, a predicat toată Iona și tot poporul și animale și toate s-au întors la Dumnezeu. Și noi, biserica lui Dumnezeu, ne pune Dumnezeu cumpăna între noi și ne spune: nu-l voi mai ierta.
Pentru că nu mai este nicio cale. Mă uit la ei și văd că se duc înspre mai rău. Și spun așa: Amos uneltește împotriva ta în mijlocul casei lui Israel. Țara nu poate să sufere toate cuvintele lui, că iată ce zice Amos: Ieroboam va fi ucis de sabie și Israel va fi dus în robie departe de țara sa. Era adevărat aici citatul acesta? Așa spunea Amos? El spunea că câteodată suntem acuzați că, uite, fratele vorbește împotriva conducerii. Nu, frate, nu vorbesc împotriva conducerii, vorbesc împotriva păcatelor conducerii, nu? Uite, fratele vorbește împotriva comitetului. Nu, frate, nu vorbesc împotriva comitetului, vorbesc împotriva păcatelor comitetului, nu? Eu nu trebuie să am nimic cu omul acela, că și el e un păcătos ca și mine. De asta spune: dar cine te-ai găsit tu, frate, să-l corectezi pe celălalt? Nu, și tu ești un păcătos? Păi aici este problema, că eu n-am nimic cu persoana din comitet, nu? Așa ar trebui să fie. Eu am ce am cu păcatul care se promovează. Dar noi o transformăm la mod personal și câteodată am ce am de-a face cu persoana și după asta secundar este păcatul pe care îl faci. Amos nu vorbea împotriva conducerii, vorbea împotriva păcatelor conducerii. Și îi spune, și Amația a zis lui Amos: pleacă, văzătorule, și fugi din țara lui Iuda, mănâncă-ți pâinea acolo și prorocești. I-a și spus unde să se ducă. Zice: nu mai veni pe aici prin Betel, că aici oamenii la biserica noastră nu suportă învățătura aceasta tăioasă și oamenilor nu le place să le spui păcatelor pe nume. Mai bine du-te, pastor, în altă parte, du-te la țară undeva unde te ascultă oamenii, că noi nu suportăm învățături din acestea. La noi nu se predică de la amvon și se spune păcatului pe nume. Nouă ne place să ni se gâdile urechile, nouă ne place să vorbim despre lucruri nemai văzute, să cităm de prin internet. Nu mai trebuie să predici, că nici predici nu sunt bune la biserică, că ne-am săturat atâtea predici și vrem să fie cât mai scurt și cât mai puțin și să nu cumva să ne simțim lezați când stăm pe scaunele noastre din biserică. Du-te, frate, du-te acolo la Iuda, du-te acolo la țară, du-te la oameni simpli și predică-le lor. Nu veni la noi aici, unde noi nu suportăm astfel de învățături, pentru că s-ar putea să fie acuzat de uneltire. De uneltire. I-a spus: du-te la Iuda, acolo, că acolo e bine de tine. Și mănâncă-ți pâinea acolo. Dar nu mai proroci la Betel, căci este un locaș sfânt al împăratului și este un templu al împărăției. Și vedeți cum se pregătesc oamenii în fața lui și cam în ce fel. Nu vă uitați la aceasta, fraților, pentru că Dumnezeu a lucrat și mai frumos. Dumnezeu, știți cum lucrează în viața noastră? Dumnezeu, de la ceea ce pare cel mai rău, țineți minte, știu că sunteți obosiți acum, dar prindeți măcar ideea asta, că prindeți totul. Dumnezeu, când pare că în viața noastră am pierdut ceva, Dumnezeu pregătește ceva mai bun pentru noi. Mă credeți? Dar nu mă credeți pe mine, credeți pentru că ați trăit lucrul acesta și că aveți încredere în Dumnezeu. Când se pare că tu ai pierdut ceva din viața ta, dacă l-ai pierdut în interesul și de dragoste pentru Dumnezeu, Dumnezeu ți-a pregătit deja ceva și mai bun. Ascultați și vă spun, mai bun decât atâta. Ceea ce pare pentru tine că n-ai să mai înlocuiești niciodată, ceea ce pare că ai pierdut pe cineva care n-ai să mai înlocuiești niciodată, Dumnezeu îți pregătește ceva și mai bun. Tu rămâi până la capăt cu El, tu nu-L părăsi, tu nu te lua de gulări cu Amația. Nu-ți fă singur dreptate, lasă-L pe Dumnezeu să judece. Tu mergi cu Dumnezeu înainte și dacă te trimite la Iuda și dacă te trimite la țară și dacă îți ia serviciu de pastor și îți spune că n-ai să mai fii pastor în biserica asta mare și o să trimitem undeva la țară, că nu suportăm învățătura ta și că destabilizezi și că uneltești, tu bucură-te că Dumnezeu ți-a pregătit un lucru și mai mare pentru tine. Dacă am învățat din lucrurile acestea. Acum era și mai mare binecuvântarea, pentru că Amos, un om ca Amos, a ajuns și la Iuda, a ajuns și la țară, a ajuns și la oamenii simpli. Așa s-a întâmplat și cu Pavel. Îl trimiteau legat prin închisori și el spunea: Doamne, îți mulțumesc că acum Evanghelia nu se mai duce numai aici la Ierusalim, se mai duce și la Roma și prin Grecia și prin Atena și peste tot. El se bucura că îl închideau oamenii și îl trimiteau să fie judecat. Și el spunea: Doamne, îți mulțumesc că mi-ai dat posibilitatea să te reprezint și să te predic pe tine și în toate celelalte țări. Vedeți cum gândește omul lui Dumnezeu? Și Dumnezeu îi spunea: prin suferința ta de moment sau de zile sau de ani, eu pregătesc ceva mai bun pentru tine și te pregătesc pentru că am încredere în tine și pentru că am văzut în tine. Spune că nicio ispită nu vine
fără ca tu să fii capabil să o treci. Și cu cât e mai mare încercarea din viața ta, fără să te mândrești, înseamnă că Dumnezeu are încredere în tine că tu poți să treci lucrul acela. Cu cât e mai mare încercarea prin care ai trecut, fără să te mândrești, Dumnezeu s-a uitat la tine și a spus, pentru că poți lucrul ăsta, ți-l dau pe spatele tău. Dumneavoastră sunteți siguri că Dumnezeu știa despre Iov că va duce până la capăt suferința lui? Era Dumnezeu sigur de Iov? Era sau nu era? Era categoric sigur. De asta a și spus, când a venit față în față cu Satan, a spus, dar pe robul meu Iov l-ai văzut? Pentru că era sigur. Când ți se întâmplă un lucru greu de imaginat în viața ta, pleacă capul smerit în rugăciune și spune, Doamne, Doamne, ajută-mă să duc până la capăt povara pe care o am și să te reprezint frumos și să văd cât de frumos este să te urmez pe tine, Doamne. Așa a făcut Amos. Așa a făcut și Dumnezeu a învățat lucrul acesta într-un mod extraordinar de frumos. Iată că am izgonit prorocul, iată că am izgonit pastorii din mijlocul nostru. Vreți să vedeți ce se întâmplă? Citiți versetul 11. Asta se întâmplă când îi dăm afară pe oamenii lui Dumnezeu. Asta se întâmplă când călcăm în picioare cunoștința unei biserici. Sunt pastori, sunt oameni, sunt conducători, sunt prezbiteri care duc o biserică întreagă. Și când îi dăm deoparte și când îi închidem undeva pe un colț de scaun sau îi trimitem în altă comunitate că ne-am săturat de ei, uitați-vă ce urmează. Iată vin zilele, zice Domnul Dumnezeu, când voi trimite foamete în țară, nu foamete de pâine, nici sete de apă, ci foamete și sete după auzirea cuvântului Dumnezeu. Și este câte un frate care spune, frate, sunt de ani de zile în biserică și n-am mai auzit o predică bună, ceva să mă întoarcă către Dumnezeu, totul e așa gol și fără sens, o fi și din cauza ta. O fi și din cauza lui, a predicatorului, care nu s-a pregătit și care nu reprezintă frumos marea responsabilitate pe care a dat-o Dumnezeu, dar o fi și din cauza că părinții noștri, sau poate chiar eu, am izgonit pe prorocii din mijlocul nostru. Și a venit foametea în biserică, a venit foametea în familie la noi, a venit foametea între fiecare dintre noi și ne întrebăm, Doamne, de ce e foamete și de ce nu mai simțim ceva când venim la biserică? Cum, Doamne, punem cumpăna și plecăm mai strâmb de aici? Cum, Doamne, se întâmplă lucrul acesta? Foamete. I-au spus să plece. Și i-au spus, du-te în altă biserică. Și vreau să închei cu un singur exemplu în această seară, să vă spun cum să reacționați dacă Dumnezeu va da privilegiul, ăsta este un privilegiu, e greu să-l spun, dar e privilegiu să faci lucrarea lui Dumnezeu și să fii alungat și vorbit și acuzat. Dacă ești pentru Dumnezeu, poți să fii acuzat de cele mai nedrepte forme. Dacă ești pentru Dumnezeu, bucură-te că e un privilegiu, Dumnezeu a văzut la tine că tu poți să duci lucrul acesta. Mi-l amintesc pe Samuel, care după o viață de slujire, la un moment dat, supărat, se întoarce la Dumnezeu în rugăciune și spune, Doamne, așa de supărat sunt, atâta am servit poporul acesta, atâta am încercat să am grijă de biserica mea și de poporul acesta. Doamne, au venit la mine și mi-au spus că nu mai au nevoie de mine, au nevoie de un împărat. Și s-a plâns Samuel și a spus că nu m-au apreciat, Doamne, pentru ceea ce am făcut și am strigat, Doamne, către tine, ce se întâmplă? Și Dumnezeu a intervenit la inima lui Samuel și a spus, auzi, Samuel, eu înțeleg supărarea ta, că Dumnezeu te-a dat, că oamenii te-au dat deoparte și că n-au înțeles ceea ce ai făcut tu pentru ei ani de zile. Dar vreau să spun că nu pe tine te-au dat deoparte oamenii. Nu te-au dat pe tine, Samuel. Primul pe care l-a dat deoparte, cine a fost? Pe Dumnezeu, pe mine m-au dat deoparte, pe mine m-au dat deoparte. Asta e marea problemă. Tu trebuie să înțelegi că, de fapt, oamenii când izgonesc pe oamenii al lui Dumnezeu sau nu le place învățătura care este spusă prin gura prorocilor mei, e foamete în țară și, de fapt, pe mine mă dau deoparte. Și apare Samuel cu discursul în care vrea să lase poporul pentru că Dumnezeu le-a spus, dacă vreți un împărat, am să vă dau un împărat. Și acum îmi place foarte mult un verset în 1 Samuel, capitolul 12, cu versetul 23, pe care îl spune Samuel. Și pe care să-l spuneți dumneavoastră dacă Dumnezeu vă va da privilegiul de a trece vreodată prin așa ceva. Asta să ne fie creșterea în biserica noastră. Deși era în mod secundar cel care era deoparte, deși era poate pastorul acelei biserici, poate că era prorocul acelei biserici, poate că era liderul sau predicatorul sau prezbitorul acelui biserici, liderul acelui biserici în mod spiritual și oamenii l-au dat deoparte că s-au săturat de el. El zice așa plecând de la ei și uitându-se la ei cu dragoste, zice,
departe iarăși de mine să păcătuiesc împotriva Domnului, încetând să mă rog pentru... Adică Dumnezeu, știți ce spune? Vreau de la tine ca în momentul în care cel care ți-a făcut bine și ți-a întors rău să te rogi pentru el. Puteți? Vi se pare prea mult? Vi se pare că Dumnezeu ne cere prea mult, fraților? Și așa suntem slabi și abia stăm în picioare. Doamne, să mă mai rog pentru ăla care mi întoarce binele pe care le-am făcut cu rău, cu binele pe care le-am făcut cu rău, mi l-a întors, să mă mai și rog pentru el? Și el zice, departe, departe de mine să păcătuiesc. Știați că ăsta e un păcat? E un păcat să nu te mai rogi pentru cel chiar care ți-a făcut rău. Și stau să mă gândesc acum serios la viața mea și mi-amintesc și eu de persoane sau întâmplări din viața mea în care mi-au făcut oamenii rău, așa cât am cântărit eu. Și dacă nu mă îndrept către Dumnezeu, mi se împietrește inima și zic, găsesc o mie de motive ca nu cumva îi le prezint lui Dumnezeu și spun, Doamne, nu cred că omul ăsta are nevoie să mai rog eu pentru el, că nu merită, Doamne, uite, îți explic eu cum stau lucrurile. Dar dacă te îndrepți către Dumnezeu, ai să spui, Doamne, departe de mine gândul să mă rog, să încetez să mă rog pentru persoana asta, pentru dușmanul meu care mi-a făcut rău. Cum ar arăta bisericile noastre, cum ar arăta viețile noastre dacă am avea spiritul acesta al lui Samuel? Cum ar arăta viețile noastre, fraților? Haideți în seara aceasta să rămânem măcar cu gândul acesta. Suntem obosiți, dar măcar să rămânem cu gândul acesta în mintea noastră. Nu vom pierde toate detaliile care s-au spus în seara aceasta. Dar măcar rămân cu o dorință în minte. Doamne, ajută-mă să merg până la capăt cu Tine. Să am puterea ca departe de mine să fie gândul ca să încetez să mă rog chiar și pentru oamenii care îmi fac rău. Chiar și pentru cei care am pierdut ani de zile lângă ei. Mă rog, Doamne, pentru ei în continuare. E un gând înalt, fraților. Dar așa se pune cumpăna. Cumpăna se pune la ceea ce înseamnă idealul lui Dumnezeu, nu idealurile noastre omenești. Nu vă așteptați de la un bună ziua de la oameni pentru ceea ce faceți. Nu vă cântăriți lucrurile bune pe care le faceți în mulțimea mulțumirilor și a plecăciunilor pe care oamenii vi le vor face datorită gesturilor bune pe care le veți face. Pregătiți-vă să nu primiți lucrurile acestea și Dumnezeul cel mare să vă spună mulțumesc. Așa că mulțumescul lui Dumnezeu e mai mare decât un milion de mulțumiri de la oameni. Dumnezeul cerului ne spune mulțumesc că l-ai ajutat pe copilul meu. Domnul să ne ajute să ne dea privilegiul acesta și dacă în seara aceasta rămânem cu gândul acesta, eu mă simt binecuvântat și vreau să învăț și să mergem împreună ca Domnul să ne arate calea sa. Domnul să fie cu noi cu toți, fraților. Amin.